Am rămas dator de dimineață la mesajul din Fapte, capitolul 10, despre mântuirea lui Corneliu și a casei lui. Tema este confirmarea Duhului Sfânt sau mărturia Duhului Sfânt. În cadrul temei generale a anului, lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor. Vorbeam despre prima dintre aceste trei revelații ale Duhului Sfânt. Revelația prin care Corneliu îl descoperă pe Domnul Iisus Hristos. Vorbeam despre Corneliu, un păgân credincios, făcea parte dintre romani, era încă păgân, nu fusese convertit neapărat la iudaism, ci la Dumnezeul iudeilor. Spune cuvântul Domnului, Că era temător de Dumnezeu, că se ruga lui Dumnezeu și că făcea milostenii de dragul lui Dumnezeu. Și pentru poporul lui Dumnezeu. Un tată excepțional, pentru că Biblia specifică faptul acesta, era temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. Un soldat plin de milă făcea milostenii supușilor el fiind roman, Roma era stăpână peste Israel, peste Iuda, peste iudei, și omul acesta le arăta bunăvoință, cu toate că era soldat. Soldații erau educați să fie aspre, să fie nemiloși. Un stăpân bun. Am apreciat extrem de mult dimineață modul în care interacționează cu subordonații lui și cu robii lui, cu slujitorii lui. Și ce vorbesc slujitorii despre el, cum îl recomandă pe Corneliu atunci când merg la Petru. Un prieten loial care își cheamă prietenii la evangelizare, atunci când Petru vine să predice Evanghelia la el în casă un roman care ar fi putut să fie mândru, romanii erau mândri de cuceririle lor, de imperiul lor. Și când ajunge în fața lui Petru, se închină înaintea lui. Nu este vorba de o închinare ca închinarea dată lui Dumnezeu, ci o formă de a arăta respect, se pleacă, se aruncă înaintea lui. Recunoscând superioritatea lui Petru, înțelegând că el are doar sabie, armătură, poziție și autoritate pământească. Dar stă față în față cu un om care are descoperirea lui Dumnezeu, are adevărul lui Dumnezeu, are lumina lui Dumnezeu. Aceasta este revelația lui Corneliu. Pentru că toată cucernicia lui, milostenile lui, teama lui de Dumnezeu, integritatea lui, toate calitățile pe care le-am menționat. În eternitate nu valorau nimic fără Domnul Isus Hristos. Și pentru că avea nevoie de Domnul Isus Hristos, mai întâi Dumnezeu i-a dat lui revelația de a trimite să-l aducă pe Petru, care îl cunoștea pe Domnul Isus Hristos, care era un apostol al Domnului Isus Hristos. Și în felul acesta devine un om mântuit. Până acum este un credincios, este un tată model, este un soldat milos, e un stăpân bun și drept, e un prieten loial, e un roman smerit, dar este un om nemântuit. Când îl cunoaște pe Hristos, devine un om mântuit. Interesant, în primul verset din capitolul 10 în Cezare, era un om cu numele Corneliu, un om cu numele Corneliu. Omul acesta are toate aceste calități, dar pentru a deveni un om mântuit, are nevoie de Domnul. Și în timp ce lui Corneliu îi se descoperă Dumnezeu printr-un înger, să meargă și să-l cheme pe Petru. Are loc a doua revelație prin Duhul Sfânt acestui pasaj. Dacă Corneliu îl descoperă pe Hristos, Petru descoperă oamenii. Descoperă oamenii. Știți cât de greu i-a fost lui Petru să descopere oamenii? Atât de greu cât i-a fost oricărui iudeu să descopere oamenii. Națiunea aceasta a fost așezată în mijlocul multor controverse, multor războaie, multor conflicte. Israelul este până în ziua de astăzi mărul de discordie nu numai al Orientului Mijlociu, ci al întregii lumi. Și este foarte greu pentru un evreu, pentru un iudeu, să iubească și să aprecieze calitatea de om altor a altor națiuni. Vă aduc aminte de Iona. Ce a văzut Iona în Ninive? Iona în Ninive n-a văzut oameni. Dumnezeu i-a spus, mi-e milă, pentru că în cetatea aceasta sunt o mulțime de oameni care nu deosebesc stânga de dreapta. El, în Ninive, a văzut carne de tun să-i prăpădească, să-i nimicească. A văzut dușmane, a văzut inimici. Dragii mei, Domnul i-a spus lui Petru că-l va face pescar de oameni. Petru știa să prindă pești. Petru trebuia să înceapă să prindă oameni. Și oameni sunt toți. Vedeți, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. E adevărat, a iudeului, dar și a grecului. Când Petru primește descoperirea de la Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu îi spune, Petre, ai o misiune, însă mentalitatea ta te împiedică să porți mesajul Evangheliei dincolo de Ierusalim și dincolo de poporul tău, că asta era intenția lui Dumnezeu. Cred că dimineață fratele pastor Adrian Dan a menționat ceva despre schimbarea mentalității. Și Petru are o vedenie în care vede niște dobitoace necurate. Și îl spune: Eu nu mănânc dobitoace necurate. Acum, să nu înțelegeți greșit. Dumnezeu nu i-a spus lui Petru să calce legea culinară. Ce se mănâncă și ce nu se mănâncă. Omul ăsta a fost crescut din copilărie cu poruncile de a mânca anumite feluri de mâncare și de a nu mânca alte feluri de mâncare. Nu neapărat trebuia să se schimbe asta. Petru nu trebuia să mănânce carne de porc ca să facă evangelizare în toată lumea. Dar Petru, prin viziunea aceasta, a fost învățat că atunci când se uită la oamenii din jurul lui, el trebuie să vadă un câmp de misiune și de evangelizare. Nu -și niște dușmane ai națiunii lui, nu niște oameni care trebuie zvârliți pe toboganul istoriei către iad. Dragii mei, mi-aduc aminte de o întâmplare foarte interesantă a unui prieten al meu, probabil și aici în America, dar nefiind la școală în America, nu știu exact cum e, bănuiesc că peste tot e la fel, că natura umană este aceeași. Un prieten de la biserică mi-a povestit că la școală unde mergea el, în liceul unde învăța el, erau doi băieți care îl prigoneau cumplit. Nu săreau cei de la UTC și de la partid să-i facă rău, să-l insulte. Nici profesorii, cum i-au pus gând rău ăștia doi colegi. Îl înjoseau, îl porecleau, îi vorbeau oribil, îl înjurau. Și lăcrima când îmi spunea, Zice, auzi, nu mă deranjează așa de mult când mă înjură pe mine și când îmi vorbesc mie un rât și când îmi pun tot felul de epitete și porecle mizerabile. Zice, însă când îl insultă pe Dumnezeu, mi se rupe sufletul. Și l-am întrebat, ce faci? Zice, firea pământească mi-a spus să mă duc la directorul liceului și să fac plângere, să mă duc cu părinții să fac plângere împotriva lor. Și eram pe cale să fac lucrul ăsta, că nu mai puteam să suport. Și într-o dimineață, când mă pregăteam să merg la școală, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să mă rog pentru ei. A fost cea mai Grea rugăciune pe care am făcut-o vreodată. Mi s-a făcut rău din capul pieptului, și când am început să mă rog pentru ei, fiecare cuvânt era o agonie. Pentru că ăștia erau dușmanii mei și dușmanii lui Dumnezeu. M-am rugat cum am putut. Am tocat greu cuvintele. Îi zic, ce te-ai rugat? Zice, nu m-am rugat pentru ei, m-am rugat pentru mine să mă ajute Dumnezeu să iubesc. Când am ajuns la școală, pentru prima dată nu m-au luat la învârtit. Că primul lucru era distracția lor. Cum ajungeam la școală, cum începeau să Înțepe. Parcă a uitat de mine. Și aveam de acasă adus o sticlă de iaurt foarte bun, mi-a dat mama, îmi dădea în fiecare zi și să merg în pauză să mănânc iaurtul ăla. Și nu aveam decât o sticlă, M-am dus la ăla care era mai rău dintre ei doi. Și am spus, nu vreau o sticlă de iaurt? Dar când s-a uitat la mine, eram în România, frate, nu vă uitați, bă, așa. Dar în România, voi nu știți ce însemna o sticlă de, nici nu știu cum îi zicea la iaurtul ăla, sana sau nu știu cum, dar era foarte grozav. Mai aveai și un corn pe lângă el, te uitai urât la lumea de pe stradă. Vorbim de oameni flămânzi aici. Și ce însemna să vină cineva să-ți dea un corn în timpul zilei? Sau un, 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 un borcan de aurt în România? Hai. Și era l-a luat și a început să-i tremure mâna. Ca să înghesui puțin istoria asta. Știi ce s-a întâmplat până la urmă? i-a adus pe amândoi la adunare. Și s-au pocăit amândoi. Pentru că într-o zi un tânăr penticostal s-a rugat să-l ajute Dumnezeu să-și iubească dușmanii. Petru, a descoperit oamenii. Nu mai sunt romani, nu mai sunt asupritori. Nu mai sunt doar păgâni. Sunt oameni în nevoie de Hristos și de mântuire. Asta a fost o mare revelație pentru Petru. Și a treia revelație nu numai Corneliu care îl descoperă pe Hristos, Petru care descoperă oamenii, biserica descoperă neamurile. Biserica dintre iudei descoperă neamurile. Și asta tot prin lucrarea Duhului Sfânt s-a făcut, și în mod specific prin botezul cu Duhul Sfânt. Și manifestările lui, văzute și auzite, ca în ziua cinzecimii. În timp ce Petru predică Evanghelia, că Dumnezeu i-a spus să facă lucrul ăsta, îl predică pe Hristos. El are niște însoțitori care sunt cu ochii pe El și sunt cu ochii pe Neamuri. Ei reprezintă biserica formată din iudei. Și mulți iudei s-au convertit în biserica primară. Biblia spune că în prima fază au fost vreo 3.000, pe urmă au fost la 5.000 și probabil mai mulți și nu știm dacă au numărat cu tot cu copii sau au numărat doar pe cei care s-au botezat și pe parcurs biserica s-a înmulțit. A fost o mega biserică în Ierusalim și multă vreme biserica dominantă în timpul bisericii primare. După care s-a creat o mutație către Antiohia, care a devenit Biserica Fanion, a misionarismului și evangelismului mondial, și în cele din urmă către Roma, unde ajunge în cele din urmă Pavel și datorită prigoanelor din Roma, biserica se mulțește extrem de mult acolo și devine probabil cea mai numeroasă biserică din Imperiu. Însă acum biserica e în Ierusalim. Și ascultați, după ce poruncește să fie botezați, asta înseamnă că i-au primit membri în biserică, pe Corneliu, pe toată casa lui, prietenii lui. Capitolul 11, de la versetul 1. Să vedeți ce se întâmplă după aceea. Puteți să afișați. Apostolii și frații care erau în au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați în prejur. Și ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați în prejur și ai mâncat cu ei. Nu așa că este un pic ironic. Da, a intrat în casa la niște oameni. Dacă sunt oameni, au nevoie de mântuire. Hristos a venit să moară pentru oameni. Pentru toți oamenii. Petru a început să le spune pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie de revelația lui Petru. Un vas ca o față de masă mare legată la cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, tăritoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer, ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Știți că e interesant, când Dumnezeu îi vorbește lui Petru, trebuie să-i vorbească de fiecare dată de trei ori. Petre, mă iubești? Da, paște. Petre, mă iubești? Da, paște. Petre, mă iubești? A supărat că l-a întrebat a treia oară. Mă trebuie să-i descopere de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreo deosebire acești șase frați, m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. Omului. A descoperit oameni. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui și zicându-i trimite la Iope și cheamă pe Simon zis și Petru. Iată revelația lui Corneliu ca să-l cunoască pe Domnul Isus Hristos care va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc? Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Mai departe. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis. Aha! Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Lăudați să fie Domnul. Și mai târziu, la adunarea bisericii din Ierusalim, în fapte 15, pentru că a venit curentul acesta al iudaizatorilor care au spus, au spus, bine, neamurile au primit mântuirea, dar nu-i suficient, trebuie să devină iudei, trebuie să împlinească legea rituală, trebuie tăiați împrejur, trebuie să respecte Datinile trebuie să respecte obiceiurile iudaice, sărbătorile iudaice și toate celelalte lucruri, inclusiv sabatul. Și ascultați ce mărturie depune Petru și aici este un cuvânt cheie care se leagă de cuvântul din titlul temei de astăzi. Confirmarea sau mărturia Duhului Sfânt. Versetul 7 din fapte 15. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, adică a confirmat mântuirea lor, dându-le Duhul Sfânt. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Și acum, ascultați! Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? De fapt, ce spune aici Apostolul Petru este că toate ritualurile legii n-au reușit să mântuie națiunea, n-au reușit să dea pocăință națiunii, n-au reușit să transforme spiritual națiunea, ci Harul lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și ca să se demonstreze că această lucrare a nașterii din nou, a pocăinței, a mântuirii a fost autentică, lucru pe care iudeii nu l-ar fi acceptat niciodată, a venit Dumnezeu din cer, și prin Duhul Sfânt a dat o confirmare de netăgăduit, incontestabilă, că nașterea din nou s-a petrecut în viața lui Corneliu și a casei lui. Dragii mei, să știți că Dumnezeu n-are nevoie de confirmări. Pentru că el este atot cunoscător, el știe toate lucrurile. Dar noi avem nevoie de confirmări. Um, V-am mai citit versetul acesta, 2 Timotei 2 cu 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Cum îi cunoaștem noi? Sau? cum ne recunoaștem noi. Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea. Și știți că uneori inima dă confirmări gratuite, false. Inima poate să ne înșele. Iată de ce spune cuvântul Domnului în roman. În capitolul 8, de la versetul 14, că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, vă reamintesc ecuația recunoașterii celor care sunt ai Domnului, nu de la Dumnezeu în jos, pentru că de acolo lucrurile sunt clare, El îi știe pe cei ce sunt ai Lui, ci de la noi în sus. Cei ce sunt ai Lui Dumnezeu umblă cârmuiți sau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să fie lui Dumnezeu. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu spune în versetul 5 umblă după lucrurile Duhului. Ei, eu trebuie să mă uit să văd după ce lucruri umblă omul. Umblă după lucrurile Duhului sau umblă după lucrurile firii pământești. Când umblă după lucrurile Duhului, dovedește că este călăuzit de Duhul Sfânt și că este al lui Dumnezeu. Însă ascultați ce spune în Romani 8, de la versetul 15. Și voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm ava, adică tată, și versetul 16, însuși Duhul, este vorba de Duhul Sfânt, Adeverește, confirmă, mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cât de importantă este lucrarea Duhului Sfânt, Revelația Duhului Sfânt, Nașterea din nou din apă și din Duh, botezul cu Duhul Sfânt, cu semnul inițial al vorbirii în limbi roada Duhului, darurile Duhului și pentru biserică rânduiala Duhului din 1 Corinteni 14. Toate lucrurile acestea, scumfrașe și surori, sunt de absolută necesitate în biserica Domnului Isus Hristos. Niciodată să nu ne lăsăm înșelați, să nu ne lăsăm intimidați, să încercăm să diminuăm să neglijăm, să ignorăm tot ceea ce face Duhul Sfânt în viața copiilor lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vă spun că în tot pasajul pe care l-am citit, și aici avem de-a face cu Apostolii, am văzut și. Data trecută, când am vorbit despre trimiterea lui Pavel în Macedonia, în Filipi, lucrarea acestor oameni a fost călăuzită, cârmuită, direcționată, confirmată prin descoperiri, prin revelații, prin manifestările darurilor spirituale, prin Duhul Sfânt. Biserica Pentecostală. Nu are dreptul și nu își poate permite să reducă cu o frântură ceea ce trebuie să însemne, să continue să însemne lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul ei. Noi nu suntem cei mai filozofi dintre oameni. Noi nu suntem cei mai buni oratori dintre oameni. Noi nu suntem cei mai buni cântăreți dintre oameni. Mișcarea penticostală s-a numit penticostală și continuă să se numească penticostală și merită să se numească penticostală doar dacă mai este penticostală. Cuvântul acesta nu ne leagă de niciun consiliu bisericesc, din niciun an, din nicio eră istorică, nu ne leagă de nicio denominație omenească, ne leagă de ziua în care Duhul Sfânt a semnat actul de naștere a Bisericii Domnului Isus Hristos. Suntem înrădăcinați în Pentecost, în Cinzecime, în botezul cu Duhul Sfânt care a confirmat că Biserica, în sfârșit, există și își începe menirea. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Frați și surori, mulți aveți dileme, răscruci de drumuri, probleme cu care vă confruntați. V-ați întrebat prietenii, ați întrebat apropiații, v-ați întrebat unii pe alții. Nu credeți că a venit vremea să-L întrebăm și pe Dumnezeu? ce ar fi fost mișcarea apostolică fără lucrarea Duhului Sfânt. De aceea mă rog ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt și să boteze cu Duhul Sfânt și să dea daruri spirituale în biserică, să ridice vase de lucru și să fie o lucrare curată, binecuvântată și cu un impact extraordinar, nu numai în modul în care noi trăim în fiecare zi, ci atenție, în modul în care câștigăm suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Veți primi o putere și veți fi martori. Domnul să ne ajute, ne rugăm cu toată biserica.